A fost sărbătoare azi la școala gimnazială numărul 1 din Slatina. Unitatea de învățământ a împlinit 100 de ani de activitate, iar cu această ocazie a fost organizat un program aniversar special. Seria activităților a continuat apoi cu mai multe momente artistice la Centrul Cultural Eugen Ionescu. Școala a împlinit 100 de ani de existență și cu dragoste, cu multă bucurie, am invitat elevii și profesorii de ieri, elevii și profesorii de azi și împreună am sărbătorit. Cu ocazia acestei sărbători am organizat și un program artistic pe care îl vom prezenta la Centrul Cultural Eugen Ionescu. Am scris și o carte, o lansăm astăzi, Școala Gimnazială numărul 1 Slatina la Centenar, amintiri, impresii și aprecieri. Școala gimnazială numărul 1 este una dintre cele mai vechi unități de învățământ din orașul nostru, care a modelat parcursul profesional a numeroase personalități importante la nivel național. Astăzi, foști absolvenți și profesori ai acestei școli s-au adunat nostalgici pentru a revedea locul în care ei au crescut. Printre ei s-a aflat și celebra soprană Felicia Filip. Într-adevăr, o vârstă centenară, iată, o cifră de mândrie, cifră care include în ea oameni de valoare, mă gândesc la învățători, profesori, la elevi care apoi au devenit la rândul lor oameni importanți și este într-adevăr un lucru extraordinar, face parte din povestea fiecăruia școala. Au fost cei mai frumoși ani din viața mea de cadru didactic. Am fost primit cu brațele deschise aici, a fost o atmosferă deschisă, director era domnul Anton, colegii care erau Fane Necșulescu, Doru, Gușoi, niște oameni deosebiți, domnul Ioancea, au fost momente excepționale. Parcă mă revăd copilul de altă dată, copilul care pășea cu emoții acum 45 de ani și îmi revăd clasa. Îmi o revăd pe doamna învățătoare, doamna Tuță Silvia, care și-a pus amprenta asupra dezvoltării mele, astfel încât zic eu că datorită dânsei, datorită părinților, tot profesor la această școală, profesorii Sandu, am îmbrățișat această carieră didactică. Dacă legile fizicii ne-ar permite să ne reîntoarcem, aș vrea să vin tot aici profesoară. M-am simțit foarte bine, un colectiv extraordinar, copiii în condiții sociale diferite, dar să știți că m-am păcat foarte bine și cu copiii și cu părinții, n-am avut nicio problemă. La eveniment au participat și reprezentanții ai administrației locale, viceprimarul Slatinei, Alexandru Berechet, și vicepreședintele Consiliului Județean Olt, Ionuț Ivan. Primăria Slatina investește și va investi în continuare în educație și își dorește ca Slatina, ca toate unitățile de învățământ din Slatina, să profite și să fie la un nivel cât mai modern și european de învățământ. De asta, în tot acest an, și vom investi și în continuare în toate aceste unități de învățământ, cum este și școala numărul 1, unde și aici am avut o mulțime de proiecte și de investiții majore. Sunt onorat pentru că am avut posibilitatea să fiu astăzi prezent la sărbătorirea centenarului unei școli foarte frumoase, foarte vechi, care a pus bazele creșterii multor personalități ale județului nostru și cred că o face și în continuare. 100 de ani de tradiție, de profesionalism, 100 de ani în care am sărbătorit una din cele mai vechi școli ale orașului nostru. În ultima vreme, la școala numărul 1 au fost făcute o serie de investiții realizate de primăria Slatina. Copiii beneficiază acum de un cabinet stomatologic modern, iar toate clasele sunt dotate cu aparatură de ultimă generație în pas cu tehnologia.